Salut, eu sunt Ștefan de la Smart Home System și astăzi vă voi prezenta un termostat și un touch KNX produse de firma Electron. Electron este o companie din Italia care produce o gamă completă de echipamente KNX, de la senzori, touch-uri și actuatoare, până la echipamente de sistem și interfețe cu alte protocoale de comunicație. Astăzi doresc să vă prezint două dispozitive KNX produse de această firmă, pe care noi le folosim în proiectele noastre de automatizare, și anume un termostat și un touch multifuncțional. Se poate observa că au un design foarte frumos. Fețele dispozitivelor sunt compuse din finisaje de sticlă, care au în mijloc o fantă de lumină RGB. Se pare că nici în acest domeniu italienii nu se lasă mai prejos în ceea ce privește designul. Finisajele acestea de sticlă se găsesc în două variante, pe negru sau pe alb, iar această fantă de lumină RGB se poate programa în funcție de nevoile proiectului. De asemenea, există o variantă de sticlă basic, în care avem butoane desenate de genul acesta, sau variante de sticlă custom, care ne permite să adăugăm iconițe la fiecare buton în funcție de aplicația programată, cum este la acest termostat. Și acum să vedem ce funcții ne oferă acest termostat KNX. Avem două zone de control, o zonă în partea de sus pentru controlul temperaturii, în care avem un afișaj care ne permite să vizualizăm temperatura, umiditatea și set point-ul de temperatură. Trei LED-uri mici care ne spun în ce mod de funcționare este termostatul, confort, standby, eco, un LED pentru umiditate și un LED în margine care ne spune dacă termostatul este pornit sau oprit. Aceste moduri de funcționare eco, standby și confort au un set point diferit de temperatură și sistemul poate trece dintr-un mod în altul în funcție de prezență sau în funcție de un schedule. La o clădire de birouri putem, de exemplu, trece toate termostatele în modul confort la ora 7 dimineața, care va avea un set point de temperatură de 21 de grade, iar la ora 5 după masa trecem în modul eco, care va avea un set point de 18 grade. Și astfel putem ridica nivelul de eficiență energetică. Mai avem două LED-uri centrale care ne spun dacă termostatul este în modul de încălzire sau în modul de răcire și cele două butoane minus și plus, cu ajutorul cărora putem modifica set point-ul de temperatură. Dacă termostatul este în modul de încălzire, vom avea culoarea roșie, de exemplu, iar dacă el este în modul de răcire, termostatul va seta culoarea albastră. Această variantă de termostat este pentru segmentul rezidențial, dar se poate opta și pentru varianta de hotel, care este capabil să controleze ventiloconvectorul din cameră. Vă pun aici în colț poza cu cealaltă variantă. Diferența este că în loc de modurile de funcționare vom avea treptele de viteză pentru ventiloconvector și LED-ul auto care ne va spune dacă termostatul va regla automat viteza ventiloconvectorului. În ceea ce privește funcția de termostat, acesta este capabil să controleze automat atât echipamentele de încălzire cât și de răcire folosind un controller de tip PI, adică proporțional integrator. Poate de asemenea controla atât actuatoarele termice pentru încălzirea în pardoseală, cât și a actuatoarelor termice din ventiloconvectoarele cu 2 sau 4 țevi. Pentru cei care nu știu, ventiloconvectoarele pe care le găsim, de exemplu, în camerele de hotel, pot fi cu 2 țevi, care permit trecerea unui singur fel de agent termic, ori cald, ori rece, pe când cele cu 4 țevi permit trecerea simultană prin dispozitiv atât a agentului de încălzire, cât și a agentului de răcire. Și acum să trecem la partea de jos a acestui termostat KNX. Avem 5 butoane liber programabile cu LED-uri în spate care ne pot oferi feedback-ul real al circuitelor de iluminat și a căror iconițe pot fi schimbate, după cum vă spuneam. De exemplu, într-un dormitor putem programa aceste două butoane din stânga să controleze jaluzelele, butoanele din dreapta să controleze iluminatul și butonul din mijloc să dezactiveze funcția de termostat. În principiu, putem programa butoanele să controleze orice funcție dorim, dar și anumite funcții speciale ale termostatului, precum viteza ventiloconvectorului sau modurile de funcționare a termostatului. În ceea ce privește LED-urile din spatele butoanelor, pe lângă faptul că le putem seta o anumită intensitate, putem să activăm modul sleep, care le va stinge după un anumit timp. Asta dacă ne deranjează lumina pe care o emit, mai ales noaptea. Ele se aprind în momentul în care trecem cu mâna
prin fața senzorului de proximitate. O altă funcție utilă este faptul că putem programa un buton care să dea freeze la aceste touch-uri. Ne va ajuta în momentul în care dorim să curățăm aceste suprafețe de sticlă fără a apăsa aiurea pe butoane. Un alt plus al acestui dispozitiv este faptul că ne permite să conectăm în spatele lui un senzor NTC pentru citirea unei alte temperaturi din apropierea lui sau a unei informații digitale. De exemplu, în camera de hotel putem conecta contactul magnetic din geam direct la acest dispozitiv, iar dacă geamul se deschide, vom trece termostatul automat în modul Frost Protection și oprim ventilația. Și acum să trecem la acest taster de sticlă din aceeași gamă, care nu are afișaj, dar poate realiza aceleași funcții ca acest termostat. În plus, această variantă pe care o am aici este capabilă, pe lângă citirea temperaturii și a umidității, să citească și valoarea nivelului de CO2. Cu aceste informații putem realiza controlul pe anumite zone a echipamentelor de ventilație sau putem controla acest LED de care vă povesteam să ne transmită dacă nivelul de CO2 din încăpere este bun sau nu. În momentul de față este roșu, ceea ce înseamnă că nivelul de CO2 este peste limita programată de 1000 de părți pe milion. Poate și din cauza că vorbesc în apropierea lui. Evident, toate informațiile citite de aceste dispozitive pot fi afișate pe interfața de vizualizare și putem astfel monitoriza și controla dintr-un singur loc toate zonele automatizate. Sper să vă ajute această prezentare în momentul în care optați pentru un sistem de automatizare KNX. Dacă sunt touch-uri, tastere sau alte dispozitive KNX pe care doriți să le prezentăm, vă rog să ne scrieți în secțiunea de comentarii și vom face tot posibilul să le aducem într-un nou video. Dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te la canalul nostru de YouTube, folosind butonul de subscribe și până data viitoare te aștept pe site-ul nostru smarthomesystems.ro sau pe pagina noastră de Instagram Smart Home România.